Este bomba momentului. Partidul Social Democrat va asigura cvorumul la ședința de mâine din plenul reunit, o ședință anunțată pentru ora 16. Vasile Marcu ne spune mai mult. Vasile, așadar, înțeleg că decizia a fost deja luată. Vorbim despre o decizie oficială sau se mai pot schimba lucrurile până mâine? Pentru că am văzut tot felul de astfel de situații în ultima perioadă. Te rog. Până când nu-i vedem pe parlamentari în sală, nu putem spune că e cvorumul, însă din partea social-democraților acesta este mesajul pe care l-au dat cei din conducerea partidului, că proprii parlamentari, 157 la număr, să asigure mâine cvorumul pentru citirea moțiunii de cenzură, o moțiune care a fost deja pusă pe parcurs parlamentar în condițiile în care președintele Camerei Deputaților și al Senatului, cei doi președinți, de comun acord au decis să convoace mâine o ședință de plen reunit. Deci iată că și socialdemocrații vor fi prezenți în sală, nu doar parlamentarii de la AUR și de la USR. Mulțumesc foarte mult, Vasile, pentru toate aceste